Președintele Comisiei de la Veneția a afirmat că deciziile curților constituționale sunt obligatorii. Șeful Comisiei, italianul Gianni Buchiciu, a trimis o scrisoare de răspuns președintelui Curții Constituționale a României, Valer Dorneanu, după ce șeful instanței din România a acuzat presiuni din partea unor politicieni. Deciziile curților constituționale sunt definitive și obligatorii și trebuie să fie implementate. Această poziție importantă a curților constituționale vine de asemenea cu o înaltă responsabilitate a curților de a adopta decizii care să fie în conformitate cu Constituția și cu principiile sale se arată în scrisoarea președintelui Comisiei de la Veneția. În data de 7 iunie anul curent, Curtea Constituțională a făcut publică motivarea deciziei prin care președintele Claus Iohannis a fost obligat să emită decretul de revocare al Laurei Codruța și din fruntea DNA. Deși a trecut aproape o lună de atunci, președintele nu a luat încă nicio decizie. Comisia de la Veneția, creată în 1990, este un organ consultativ al Consiliului Europei în chestiuni constituționale. Comisia numără în prezent 60 de membri și este recunoscută pe plan internațional drept o instanță de reflectare independentă.